Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ecologizăm Oneștiul. Gelu Margina, fostul șef al poliției Moinești, a depus jurământul pentru funcția de consilier județean. Gura Văii, proiecte blocate în hârtii la București. Ecologizăm Oneștiul. Timp de 3 zile, elevii și profesorii din municipiul Onești au ecologizat albia râului Trotuș. De altfel, aceștia nu sunt la prima acțiune de acest fel, de-a lungul anilor fiind organizate multiple astfel de campanii. 3 zile altfel, astăzi s-a încheiat cea mai mare campanie de ecologizare organizată până acum la Onești. Peste 100 de voluntari, elevi și cadre didactice din cadrul liceului Nadia Comăneș și ai colegiului tehnic Gheorghe Asachi, funcționari ai primăriei, reprezentanți ai ecolului Silvic Livezi, au fost artizanii cele mai frumoase acțiuni din acest an. Acțiunea este parte a proiectului Curățăm România, susținut de Ministerul Mediului România. Campania s-a desfășurat pe cursul râului Trotuș și în rezervația naturală de alul Berghiu, de unde au fost colectați peste 100 de saci cu deșeuri menajere. Tot respectul pentru voluntari, un exemplu pentru întreaga comunitate, a precizat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Gelu Margina, fostul șef al poliției Moinești, a depus jurământul pentru funcția de consilier județean. Acesta a devenit consilier județean prin validarea mandatului său de către Tribunalul Bacău. După o carieră îndelungată în domeniul administrației publice și al forțelor de ordine, Margina a decis să intre în politică în 2020. A candidat cu succes din partea Pro-România la primăria Moinești, unde a fost validat ca și consilier local. În calitate de consilier local, Gelu Margina a avut o contribuție semnificativă la sesizarea aspectelor ce țin de legalitate. A fost unul din cei mai vocali membri ai Consiliului Local din Moinești. Acest fapt a dus la recunoașterea și aprecierea sa în cadrul partidului. Experiența profesională a lui Gelu Margina este impresionantă și variată. Acesta, având în palmaresul său funcții precum șeful poliției municipiului Moinești, adjunctul șefului și ofițer specialist în diverse formațiuni de investigare a fraudelor și combaterea criminalității economice și financiare la IPJ Bacău. Pe lângă toate acestea, Gelu Margina este și membru al Colegiului Consilierilor Juridici Bacău și consilier juridic definitiv. Acesta deține un master în management și legislație în administrație, industrie și servicii, dar și un certificat de absolvire pentru studii postuniversitare în drept civil la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Margina este președintele Asociației pentru Monitorizarea Ordinii Publice și Siguranței Cetățeanului. Astfel se evidențiază angajamentul său pentru securitatea și binele comunității în care trăiește. Prin intrarea sa în politică și activitatea sa ca și consilier local și județean, Gelu Margina își propune să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județul Bacău, continuând să-și pună experiența și cunoștințele în slujba comunității. Subsemnatul Margina Gelu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 172, raportat la articolul 117, alineatul 1, și articolul 122, alineatul 2 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Începutul lunii mai pentru primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a fost unul plin de drumuri către București, la Ministerul Dezvoltării, la Administrația Fondului de Mediu, dar și la Compania Națională de Investiții și la Ministerul Mediului. Punctul comun al tuturor deplasărilor la capitală îl constituie Palatul Parlamentului, acolo unde senatorii și deputații PSD Bacău ne așteaptă și ne ajută la modul real să deblocăm circuitul hârtiilor. Ca de fiecare dată, Ana Cătăuță, deputat în Parlamentul României și
Costel Neculai Dunava, președinte al Comisiei pentru Politică, Economică, Reformă și Privatizare la Camera Deputaților, m-au așteptat și au pus umărul la energizarea fluxului de documente necesare pentru mult așteptatele investiții majore și prioritare în infrastructura de apă potabilă. Este vorba de extindere rețea alimentare cu apă în Comuna Gura Văii, satele Gura Văii și Capăta, cu finanțare prin Anghel Salini, modernizarea rețelei de apă prin construirea unei stații de captare, tratare, pompare, sursă proprie, dar și înființarea canalizării în Comuna Gura Văii, ambele cu finanțare prin programul Anghel Salini, reabilitarea a 3,88 de kilometri de drumuri locale finanțate prin Compania Națională de Investiții, înființarea unui centru de deșeuri cu aport voluntar finanțat prin CFNRR, sisteme de supraveghere video în Comuna Gura Văii finanțat prin PNRR, creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public prin modernizarea cu lămpi LED finanțat prin administrația Fondului de Mediu, dotarea școlilor cu mobilier nou și alte echipamente inteligente, solicitare de finanțare prin PNRR. Alte investiții de viitor pentru care există deja proiecte sunt înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în Comuna Gura Văii, modernizarea infrastructurii rutiere cu creșterea eficienței energetice pentru școli. Așa cum am afirmat mereu, în spatele unor realizări există o echipă întreagă de oameni care pun suflet, expertiză, timp și efort ca fiecare obiectiv de dezvoltare să fie atins. Din această mare echipă fac parte reprezentanții noștri din Parlamentul României și care mereu au ușa deschisă pentru Comuna Gura Văii, a precizat primarul Comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Avertisment de ultimă oră, un desert de ciocolată a fost retras de urgență din magazinele din România. Autoritățile sanitare din România au emis o avertizare importantă pentru toți consumatorii de produse alimentare. Aceasta se referă la un desert popular de ciocolată care a fost retras de pe rafturile mai multor magazine. Potrivit ANVSA, acest desert conține o proteină din lapte care nu era destinată produsului final și poate fi periculoasă pentru persoanele cu alergii. ANVSA recomandă tuturor consumatorilor care au cumpărat acest desert de ciocolată să-l returneze sau să-l arunce, indiferent de data de expirare. În plus, persoanele cu alergii sunt sfătuite să se abțină de la consumul produselor din loturile vizate, respectiv cele cu data de expirare 13 mai și 27 mai. În cazul în care sunteți îngrijorat cu privire la consumul acestui produs sau aveți o altă întrebare referitoare la siguranța alimentelor, ANVSA oferă un număr de telefon dedicat. Este vorba de 0800 826 787 pentru a primi informații și asistență. Lucrări la foc automat în Comuna Dofteana, prin intermediul unui parteneriat dintre Primăria Comunei Dofteana și Consiliul Județean Bacău, se realizează lucrări de asfaltare pe DC-131A. Este vorba de modernizarea drumului comunal DC-131A de la kilometru 0 la kilometru 2+500, Comuna Dofteana, Județul Bacău. Mai multe detalii despre acest proiect aflăm chiar în minutele următoare. Visul nostru a devenit realitate pentru că dintotdeauna ne-am dorit să facem legătura între DN12A și DJ116D, deci practic între un drum național și un drum județean pe o lungime de 2,5 km. Lucru care s-a și realizat parțial până astăzi. În urmă cu câteva zile, înainte de a fi vremea așa ploioasă așa cum a fost ieri, s-a turnat peste 500 de tone de asfalt. În cursul zilei de astăzi se toarnă 500 de tone de asfalt iarăși, pentru că intră o cantitate destul de mare. Mă refer la primul strat, care este de 6 cm, numit binder. Și în condițiile astea, cred că inclusiv mâine vom ajunge în drumul național. Repet, spunând următorul aspect. Acest drum face legătura între drumul național și drumul județean, dar totodată face legătură mai scurtă cu cele patru sate, începând cu Seaca, Ștefan Vodă, Hăghiac și Dofteana. Practic, este și o șosea de centură a localității noastre, în care absorbim circulația din centrul localității și o trecem pe aici, pe acest drum, făcând legătura între DN și DJ totodată. De unde bani pentru proiect? Pentru că e destul de ambițios, lungimea este considerabilă și s-a investit mult. Da, s-a investit mult, mai este încă de investit, dar nu avem posibilitatea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale și am făcut ceea ce mi-a stat în putință, lobe pe lângă
Consiliul Județean Bacău, în care am găsit înțelegere de fiecare dată la întreg Consiliul Județean și în condițiile astea am făcut un contract de asociere cu Consiliul Județean. Dumnealor ne finanțează cu suma de 95% din total proiect, diferența o punem noi, inclusiv studiile de teren și cofinanțarea noastră. Care ar fi fost termenul de realizare, pentru că se lucrează la foc automat? Se lucrează la foc automat din anul 2022, practic toamna anului 2022, și o să terminăm cu primul strat de asfalt, cum vă spuneam, apoi vom continua cu rigolele pe aceeași lungime de 2,5 km, pentru că vine rigole întrucât aici drumul are o înclinație destul de mărișoară și vine o rigolă lată de 1,60 m plus acostamentul, așa, pentru că apa pluvială care se scurge de pe aceste dealuri, de pe acest versant, va fi colectată și dusă până în șanțul care colectează apele de pe drumul național. Efectiv, el ar trebui ca în anul acesta, mă refer lunile iunie, iulie, august, cel târziu, lucrările să fie aproape gata. Apoi urmează parapeți, amenajarea drumului, marcajul pietonal și așa mai departe. Dar anul 2023 sper să fie gata, dar mai multe detalii puteți să luați de la președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, întrucât majoritatea sumelor de bani se află în Consiliul Județean și în pixul dumnealor. Este o lucrare care se desfășoară pe o investiție a Consiliului Județean în proporție de 90%, 10% fiind contribuția Consiliului Local Dofteana, o asociere ca multe altele în județ. Putem vorbi aici de asocieri cu municipiul Onești, cu municipiul Moinești, cu Zemeș, doar în anul acesta, urmând ca anul viitor și alte localități să intre în asocieri cu Consiliul Județean pentru dezvoltare. Se poate spune că echipa Consiliului Județean și-a întors fața și către partea aceasta de județ, pentru că iată foarte, foarte multe proiecte și în această zonă. Da, într-adevăr, și-a întors fața și în diverse domenii, cum ar fi sănătate la Onești, cum ar fi cultură la Moinești, cum ar fi un parc de distracții la Zemeș. Deci Consiliul Județean și de această dată și-a îndreptat fața spre zona de nord-vest a județului, venind cu investiții serioase în această zonă. Știu că aveți o colaborare bună cu primarul Bujor și cred că nu odată ați fost solicitat să, mă rog, mai lămuriți din hățișul birocratic al actelor, pentru că asta e, fără acte n-avem ce face. Da, într-adevăr, am o relație foarte bună cu domnul primar și încerc, în măsura posibilităților, să-l ajut să urgentăm tot ceea ce înseamnă birocrație în țară. Felicitări pentru această investiție și de ce nu la mai multe? Da, sperăm ca și pe viitor bugetul Consiliului Județean să permită investiții de acest fel. O investiție aici la Dofteana de aproximativ 11 milioane de lei. O investiție ce leagă un drum național 12A de 116 de drumul județean. O investiție care va aduce un plus valoare zonei. Eu cred că această zonă în care ne aflăm se va dezvolta foarte mult și va căpăta o tentă turistică. Campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor în comuna Guravăi. Primăria comunei Guravăi, în parteneriat cu Asociația Dolly și Bobby, organizează a treia campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor din comuna Guravăi. Evenimentul va avea loc în zilele de 4 și 5 mai la Căminul Cultural Guravăi. Campania de sterilizare gratuită își propune să ajute proprietarii de animale să sterilizeze câinii și pisicile, în scopul de a reduce numărul de animale fără stăpân și a preveni problemele de sănătate ale acestora. Sterilizarea este importantă atât pentru sănătatea animalelor de companie, cât și pentru a evita problemele asociate cu înmulțirea necontrolată a câinilor. Conform OUG 155/2001, sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune și a metișilor acestora este obligatorie. Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor au obligația de a steriliza puii acestora la vârsta de 4-6 luni pentru femele și la vârsta de 6-8 luni pentru masculi. Obligația este necesară
necesară pentru a reduce numărul de animale fără stăpân și a preveni problemele de sănătate. Evenimentul organizat de Primăria Comunei Guravăi și Asociația Dolly și Bobby reprezintă o oportunitate excelentă pentru proprietarii de animale de companie din comună de a steriliza gratuit animalele. Pentru a vă face o programare, sunați la numărul de telefon 0774 636 056. De pe 11 mai la Comănești începe campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Astfel, cei interesați pot afla ce trebuie să facă pentru a steriliza câinele sau pisica. Mai multe aflăm în minutele următoare. Și culmea, cei din oraș, care sunt cei mai suferinți din punctul ăsta de vedere, sunt atâțați. Primarul, oameni buni, veniți să vă deschid ușile de la mine, de acasă, de unii vreți dumneavoastră, dacă eu am un câine, să mă împușcați pe mine. N-am câini, eu nu scot câini, eu nu produc câini. Câinii sunt produși, se mulțesc din curțile oamenilor. Și păi să ia, păi i-am luat, băi, dar de unde avem o 1000 de câini la depozit? De unde avem? De avem din... Toți acești câini au venit din curțile oamenilor. Pentru că nu sterilizează lumea câini și au sterilizat o mică parte, au început de atâția ani de zile de când o sterilizăm. Și de asta facem campania asta. Dar vedeți dumneavoastră că ăștia care latră în ghilimele pe Facebook, nu-i vedeți să latre acum când avem campania? Toți sunt cu capul la nisip, nu scoate un cuvințel. Nu are treabă nimeni cu câinii. Au treabă doar când vede o cățea în călduri și atunci, uitați, nu mai mâncă, nu mai putem, ne mănâncă câinii. Vă mănâncă dacă nu aveți suflet și inimă. Câinii nu mănâncă oamenii care au suflet și care au inimă. Pentru că au legea lor câinii, domnul Tomița. Un teritoriu este delimitat, unde locuiesc, trăiesc și conviețuiesc 10, 7, 9 sau 3 câini. În momentul în care e ridicat de acolo, locul lor se ocupă în secunda 2. În secunda 2 se ocupă locul. Pentru că populația de la țară, în special, și de pe Valea Muntelui, nu conștientizează că trebuie să sterilizeze câinii. Și ei se înmulțesc, numai în orașul Comănești sunt 100 de femele care poate să nască pui. Într-un oraș întreg, sunt 100. Mult mai mult, nu? Bun, dar pune 900. Dacă dă naștere de două ori pe an, la câte 5 pui? 5, 5, 10. Dar îi fac și 12, poate să facă la 100. Da, dar e problema asta. Dacă fac, stați așa un pic. Dacă fac de două ori, 5 plus 5, 10. Ori 100, să fac 1000 de câini numai de la 100. Dar de ce? Moinești nu are un câini. Dermănești nu are un câini. Ah, cine v-a zis? Eu. E? Ia că eu vă zic că au câine. Hai să mergem acum, ne urcăm. Eu v-am luat în mașină și v-am arătat adăpostul și ați avut surpriza neplăcut să o vedeți pe soția mea cu un cărea alături la câini cu două găleți. Vă cred, eu nu am angajat acolo, nu lăsam acolo soția. Păi dar nu, nu, dar n-am angajat-o. Ea este, nu este angajată. Ea o face din propria ei dorință de a face ceva pe pământul ăsta. Pentru niște ființe. Ziua porților deschise la Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău. La Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău a avut loc recent evenimentul dedicat Ziua porților deschise, ediția 16-a. Elevii invitați împreună cu profesorii de la liceele bătuloane au avut posibilitatea de interacționa cu studenții și cadrele didactice universitare, să cunoască cele două campusuri, amfiteatrele, sălile de laborator și seminar, baza sportivă, cămineștea și restaurantul, dar și postul de radio studențesc UNSR Bacău, precum și postul TV al universității. Universitatea este foarte frumoasă din punctul meu de vedere și foarte primitoare, la fel și profesorii de aici. Sunt foarte multe clase, abia acum am ajuns și eu și am văzut așa împrejurimile și arată chiar foarte, foarte interesant. Ce aș mai putea spune? Colectivul de aici pare unul primitor, adică m-am întâlnit și cu foarte multe persoane cunoscute și văd că sunt chiar încântate și ele de ce văd aici. Vezi drumul tău mai departe la universitate? Da, sincer, chiar îmi doresc să vin aici. De mică chiar îmi doresc și mă gândesc la chestia asta, pentru că în viitorul meu vreau să devin arbitru de handbal, cât și profesoară de sport, cât și antrenor. Toate trei aș vrea să le fac dacă aș putea.
Și chiar aș vrea să vin aici pentru că am niște colege de la handbal, de la mine, de la CSM Bacău, care studiază aici și mi-au spus că este chiar foarte ok din punctul lor de vedere. Și ele sunt venite din alte părți și au spus că aici e chiar foarte bine și învață chiar foarte bine din punctul lor de vedere. Suntem bucuroși că putem face în format offline, iar zilele porților deschise ale Universității Vasile Alexandri din Bacău. În acest an universitar vom scoate la concurs locuri la 36 programe de licență, 24 de programe de master și 3 domenii de doctorat. Vreau să fac un apel la tinerii absolvenți de liceu să-și continue studiile, deoarece vor veni vremuri care vor necesita cât mai multe cunoștințe. Astăzi la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău are loc evenimentul Ziua Porților Deschise, aflat la cea de-a 16-a ediție. Așteptăm un număr de peste 400 de elevi de la liceele din Bacău și din județele apropiate, care vor avea posibilitatea de a se informa cu privire la oferta educațională a celor 5 facultăți din cadrul universității. Vor interacționa cu studenții universității noastre și vor afla activitățile care se desfășoară în cadrul Ligii Studențești. Iar la finalul activității noastre vor avea posibilitatea de a vizita laboratoarele, biblioteca universității, postul de televiziune Academic TV, postul de radio UNSR, baza sportivă și toată infrastructura pe care universitatea o pune la dispoziție. De pe acest prilej, participanții au primit informații utile referitoare la oferta educațională a universității prin reprezentanții celor 5 facultăți în scopul unei mai bune orientări școlare și profesionale. Pe ceea ce învățăm noi pe studenți la Facultatea de Inginerie. Oferta facultății noastre cuprinde tot spectrul educațional, de la studii de licență, studii de master, studii doctorale și programe de conversie profesională în multe domenii ale ingineriei. Facultatea este structurată în 5 departamente. Fiecare departament conduce, gestionează mai multe programe de licență și master. În cadrul departamentelor noastre lucrează cadre didactice tinere, bine pregătite și aproape de studenți în dezvoltarea lor profesională. Admiterea se face pe baza mediei de la bacaloreat, înscrierea realizându-se pe o platformă specială dedicată. Facultatea de Inginerie are un număr de 10 domenii și o cifră de 10 domenii de licență și o cifră de școlarizare de 850 de locuri. Astăzi, să spun, mă aflu într-o dubă ipostază aceea de organizator al evenimentului în calitate de prorector și de reprezentant al Facultății de Litere. Sperăm că acest eveniment constituie pentru voi o oportunitate în a vă alege cea mai potrivită carieră în conformitate cu aptitudinile și competențele pe care vreți să vi le dezvoltați. Vreau să le mulțumesc și colegilor de la Liga Studențească pentru toată implicarea în organizarea acestui eveniment. Să vă spun că toată luna aprilie la noi este luna porților deschise și am avut foarte multe evenimente în colaborare cu mediul preuniversitar în care elevi, am avut studenți pentru 3 zile organizat de către Liga Studențească, au fost 60 de elevi prezenți la noi la universitate, timp de 3 zile au interacționat cu tot ceea ce înseamnă mediul academic. Reprezentanților de la Inspectoratul Școlar Județean care permanent sunt aproape de noi și care contribuie ca învățământul băcăuan să fie unul de elită și colegilor de la Departamentul de Consiliere Profesională care s-au implicat și v-au contactat și au fost aproape de dumneavoastră ca să putem realiza evenimentul de astăzi. Liga Studențească a prezentat activitățile pe care organizația le implementează prin intermediul studenților voluntari. Sunt în calitate de prezentatoare a evenimentului, dar și în calitate de reprezentant al Ligii Studențești din Bacău. Și fiind aici la Ziua Porților Deschise, pot să spun faptul că la întrebarea de ce Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, putem adăuga și faptul că avem o asociație studențească care se ocupă de nevoile studenților și avem grijă ca ei să se adapteze ușor în tot ceea ce înseamnă viața de student, să fim alături de ei și să-i ajutăm să se dezvolte atât pe plan profesional cât și pe plan personal.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 9 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei nu va trece de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 4 grade Celsius. Miercuri 10 mai, cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei. Pe alocuri va răsări și soarele, mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.